Corvinul Hunedoara și-a aflat adversarea pe care o va întâlni în primul meci din Europa League, în urma tragerii la sorți. Este vorba despre vicecampioana Ungariei, echipă care a învins în finală cu scorul de 2-0 după prelungiri. E o echipă care a terminat pe locul 2 în campionatul Ungariei, un campionat care produce jucători spre alte campionate, dau jucători în vest. O echipă compactă, o echipă matură, formată din jucători maghiari, o echipă solidă, din ce am apucat să-i văd, pentru că am uitat așa pe cam fiecare adversar pe care urma să-l întâlnim. E o echipă foarte puternică la faze fixe, o echipă care fac tranzițiile foarte, foarte bine, o echipă disciplinată, dar au și ei punctele lor mai puțin bune, care noi vreau să cred că putem să le speculăm.